Bună seara, doamne și domnilor, bun regăsit, sunt Mihaela Ciorbaru și vă propun să începem săptămâna în forță. De ce în forță? Pentru că alături de mine există un primar care are un program extraordinar de încărcat și căruia trebuie să-i mulțumesc că a acceptat invitația la această ediție, pentru că traseul dumneavoastră din această zi a fost Cumpăna, București, București, Constanța, Constanța, Năvodari, Studio Litoral TV. Iar pentru asta îi mulțumesc foarte mult și abia aștept să ne spună cum stau lucrurile la Cumpăna, care sunt proiectele și ceea ce pregătește administrația locală pentru luna decembrie, luna cadourilor. Toate acestea le vom afla de la primarul comunei Cumpăna, doamna economist Mariana Gâjiu, care îi bună seara și mulțumesc încă o dată pentru că ați acceptat invitația mea. Bună seara, bine v-am regăsit și noi, administrația publică locală Cumpăna, vă mulțumește pentru faptul că dumneavoastră vreți să prezentați care sunt problemele, proiectele cu care se confruntă o comunitate din cele 70 de unități administrativ-teritoriale ale județului Constanța. Cu mare drag! Și ca să lăsăm cei mai buni la urmă, că așa spune românul, o să începem cu problemele, că tot ați spus. Și prima mea întrebare este, pentru că propun o întrebare în dublă calitate și ca reprezentant al Asociației Comunelor din România, dar mai ales ca primar al Comunii Cumpăna. Am auzit reacția Asociației Orașelor din România, am auzit reacția municipiilor din România vis-a-vis de modificările care au fost aduse la codul fiscal. Sunt convinsă că și la Cumpăna ați încercat să faceți o simulare a ceea ce înseamnă bugetul local pe 2018 și aș vrea să știu ce efecte are aplicarea acestor noi modificări la codul fiscal pe bugetul Comunei Cumpăna. Da, efectele nu sunt deloc îmbucurătoare, având în vedere că trebuie să ai un grad mare de colectare, aproape de 100%, ca să nu spun 100%, pentru a putea face față tuturor celor două planuri ale bugetului de venituri și cheltuieli, adică și funcționarea, da? Dar în același timp și dezvoltarea, pentru că bugetul așa se constituie din două părți, da? Sume care sunt prevăzute pentru funcționarea unei unități administrativ-teritoriale, ceea ce presupune că la nivelul Comunei Cumpăna, am spus-o de atâtea ori și eram conștientă că pe măsură ce crește numărul investițiilor, crește și valoarea cheltuielilor de întreținere și funcționare a acestor instituții. Pentru că este vorba despre instituțiile de învățământ, cele de sănătate, cele sportive, care trebuiesc, care înghit foarte multe surse financiare și unde nu ai sursă financiară proprie, deci grad de colectare care să-ți permită funcționarea unității administrativ-teritoriale, este firesc că te îngrijorează, dar dezvoltarea, când o mai realizezi? Dar sumele pe care le primești, că acum vine la ceea ce înseamnă bugetul național, cât de important este și acesta, când, ce sume, ce cotă primești din sumele defalcate, cum te poți dezvolta? Pentru că vom ajunge încet, încet, așa cum se previzionează, încât să poți, să-ți trebuiască să-ți asiguri tu sursele atât pentru funcționare cât și pentru dezvoltare. Ceea ce e imposibil ceea ce este primar. Exact. Știm din realitatea zilei de astăzi că populația nu reușește să-și achite taxele și impozitele la finele anului în totalitate, că există capitole unde gradul de colectare este de 60%, 70%, ca să fii mulțumit, și că atunci tu trebuie să faci eforturi extraordinare ca să-ți poți echilibra bugetul. Trebuie să recunosc că cea mai mare teamă, și mi-am mai exprimat-o public în cadrul emisiunii Radiografia Zilei, când am auzit aceste modificări, cea mai mare teamă mea este că această reducere a veniturilor care ajung sau ar trebui să ajungă la bugetele locale ale tuturor unităților administrativ-teritoriale vor fi suficiente pentru a acoperi cofinanțările sau chiar finanțările unor proiecte pe care mulți dintre dumneavoastră deja le-ați demarat, unele sunt deja depuse, aprobate, unele sunt în derulare și așa mai departe. Ne va determina ca noi să trebuiască să accesăm acele fonduri financiare europene unde avem finanțarea asigurată 100% sau partea de cofinanțare este de 2%. Însă există și sume nerambursabile, deci sume în totalitate asigurate de Uniunea Europeană, și atunci noi să trebuiască să fim capabili să accesăm aceste fonduri. Ceea ce implică să ai o echipă foarte bună de specialiști, o echipă cu care să lucrezi 24 din 24 de ore, și eu nu exagerez deloc când spun acest lucru, pentru că
trebuie să fii tot timpul foarte atent la modificările ce apar, trebuie să fii tot timpul la completările ce apar în ghidul de eligibilitate și trebuie să urmărești după aceea care este drumul proiectului pe care tu l-ai depus. Nu e de ajuns să-l depui și să spui gata, am depus proiectul, ci să-l urmărești, să vezi, a fost declarat eligibil, a trebuit, mai trebuiesc completări la el, pentru că se întâmplă foarte bine să-ți lipsească unul din documente care efectiv se trebuie blocheze. Lăsăm la o parte celelalte greutăți pe care le avem de la licitații, de la contestațiile la licitații și așa mai departe, de la birocrație. Și așa mai departe. Deci, nu este deloc o viață ușoară pentru administrația publică locală și mai ales pentru cea din mediul rural. Poate că da, pentru municipii și pentru marile orașe, pentru municipii și marile orașe, acestea nu înseamnă un pericol, nu înseamnă un obstacol, sunt unități administrative teritoriale din cadrul acestora enumerate mai înainte, care își pot permite și au din ce să asigure aceste cheltuieli, atât de funcționare cât și de dezvoltare. Micile orașe și comunele care majoritatea sunt comune mici, pentru că avem și comune mari, care au buget de venituri și cheltuieli prin care să asigure aceste cheltuieli. Ba mai mult decât atât, să asigure și costurile pentru salariile majorate, așa cum au fost ele stabilite în administrația publică locală. Salarii care, din punct de vedere al Asociației Comunilor din România, ar fi trebuit să aibă prin lege stabilită o grilă de salarizare, un nivel, și acela să fie în funcție de numărul de locuitori al unității administrative teritoriale, număr după care de altfel sunt aleși și consilierii locali la nivelul unităților administrative teritoriale. Acesta este cel care îți dă acest criteriu care să poată să echilibreze și să nu fie pus la îndoială suma stabilită, e adevărat, în cadrul unei salarizări maxime, minime și maxime, dar unde tu, ordonator de credite, să te duci în fața Consiliului Local să propui această grilă de salarizare tu, după aprecierea ta, pentru aparatul propriu al primarului, iar Consiliul Local să o voteze, pentru că din păcate s-a dovedit la nivelul comunelor că spre sfârșitul anului, uitați acum în această lună, ultimele două luni, practic noiembrie și decembrie, nu a existat sursă de salarizare, fond a fondului de salarizare. Și atunci, ce credeți că se întâmplă când omul așteaptă, funcționarul public așteaptă să aibă ce pune pe masă la Sfintele Sărbători? Ei, tocmai de aceea trebuie făcută o radiografie, dacă vreți, în funcție de ce s-a întâmplat în jumătate de an cu noile grile de salarizare, legi, da, cu aplicarea noilor legi și chiar cu acestea pe care le prevăd codul fiscal, unde să vedem oare sunt cele mai bune, sunt cele mai benefice. Legiuitorul nu neg faptul că poate a avut intenția cea mai bună, intenția de a strânge șurubul, intenția de a determina pe cei responsabili de sursele financiare, începând de la nivel local până la nivel central, să fie bine chivernisite, bine folosite și, de ce nu, într-un grad de colectare 100%. Asta e un caz ideal. Da, în contextul actual e puțin probabil să se întâmple în vreo unitate administrativă teritorială așa ceva. Eu una nu cred, recunosc. Și n-am auzit de atâția ani de când urmăresc să fie localități unde colectarea să fie 100%. Dar pe final aș vrea să mai completez un aspect foarte important. Chiar dacă dumneavoastră, ca primar cu experiență, veți reuși să atrageți fonduri europene pentru proiecte care sunt finanțate, să zic, 98%, deci 2% sau chiar 100% din fonduri europene nerambursabile, tot apare o problemă strict financiară, și anume acoperirea costurilor cu studii de fezabilitate. Da, și cu proiecte. Sunt cheltuieli care nu sunt eligibile și care nu sunt acoperite de fondurile europene. Ne referim, nu toate proiectele au studii de fezabilitate care sunt prevăzute ca și fiind eligibile, iar proiectul tehnic de execuție cu siguranță este cheltuială eligibilă. În momentul când ai trecut de studiu de fezabilitate și ți-a fost aprobată nota de fundamentare, atunci se dă drumul la ceea ce înseamnă întocmirea proiectului tehnic de execuție, după ce tu deja ai semnat
semnat contractul de finanțare pentru acel proiect. Sunt etape bine determinate și acestea sunt normele impuse de Uniunea Europeană. Noi am spus-o de fiecare dată, uneori, din păcate, partea română și-a pus reguli mai catolice și-a impus reguli mai catolice decât Papa, ca și cum era de ajuns birocrația impusă de Uniunea Europeană, ca noi să avem altele și mai și, care să îngreuneze această parcă pot să spun ritmicitate de depunere și de ce nu și gradul de absorție al fondurilor europene. Ce trebuie să spunem este că avem multe proiecte care sunt în așteptare de data aceasta, multe proiecte care au fost semnate la finanțare și urmează să se întocmească proiectele tehnice de execuție după ce au fost semnate contractele de finanțare, pentru care de-abia acum încolo urmează etapa cea mai grea. Ne referim la etapa de susținere a achiziției publice, deci de susținere a licitației, declarare eligibilă și care este oferta cea mai avantajoasă și momentul critic în care vedem sunt sau nu sunt depuse contestații și demararea acelor construcții efective. Pentru mine, ca și ordonator de credite, și am spus-o și este de acum o practică, vedem ce se întâmplă cu agentul privat, da? Agentul economic privat. Privatul niciodată nu plătește consultantul, nu plătește înainte, deci consultantul serviciilor de consultanță, decât după ce a fost declarat eligibil proiectul și îl plătește concomitent cu procentul de implementare în operă, în manoperă, al construcției, la investiției în sine. Ei, pe câtă vreme în administrația publică locală, sau deci la bugetari, serviciile de consultanță s-au învățat. Am depus proiectul, dăm banii. Sau, dacă reușești să-ți impui, nu, îți dau 30% acum, 50% poate în momentul în care, sau 30% după ce am încheiat și contractul de finanțare și după aceea diferența de bani pe parcursul implementării proiectului, că tu încă mai ai bază de consultanță pe care să vii în sprijinul finalizării proiectului. Pentru că se întâmplă să plătești consultantul, să plătești proiectul, studiul de fezabilitate, iar în sine investiția să nu se realizeze. Și atunci îți pui problema cu ce m-am ales eu. Cu niște bani cheltuiți din bugetul absolut local fără niciun efect. Absolut, fără să aibă niciun beneficiu pentru populația localității. Vedeți dumneavoastră, aici trebuie să avem tăria de a negocia foarte bine cu serviciile de consultanță, fără a ne teme că acele servicii vor dispărea din calea administrației publice locale, cumpăna, de exemplu, dau. Pentru că nu mă duc la cumpăna nu plătește decât dacă se realizează investiția. Da, mi se pare normal. Munca ta, pentru că ce ai depus-o, trebuie să se vadă crescând odată cu investiția respectivă. Și atunci sunt mulțumit de ceea ce am muncit. Ca și cum eu, primar, nu pot să fiu mulțumită de mine chiar dacă alerg de dimineață până noapte, dacă eu la sfârșitul zilei nu trag linie și spun, uite, plus valoare pentru ceea ce înseamnă comuna mea. Această plusvaloare nu se vede azi, nu se vede într-un an, dar peste 3 ani de zile când s-a finalizat proiectul, se vede. A crescut o altă școală, a crescut o altă grădiniță, a crescut un drum, o stradă cu canalizare, chiar dacă nu toate. Dar ceva, încet. Perfect, adevărat, și așa ar trebui să gândească fiecare primar sau fiecare persoană care și-a dorit un mandat de primar, dar păcate nu toți gândesc așa. Foarte pe scurt, foarte pe scurt aș vrea, doamna primar, să ne spuneți ce ați făcut la București, pentru că știu că veniți de la București. Deci, concomitent pentru activitatea primăriei pe care o reprezint, primăria Comunei Cumpăna, unde a trebuit să ducem modificări la ceea ce înseamnă indicatorii economico-financiari adoptați în hotărâre de Consiliul Local la două proiecte, deci vorba despre o altă creșă, despre o creșă și o altă grădiniță, pentru că e a treia grădiniță din localitate, deși localitatea este una singură, cu numărul copiilor care se nasc pe an sunt 160-170, cartierele noi care s-au înființat de-a lungul celor 17 ani de mandat impun ca aceste instituții de învățământ și mai ales pentru copiii preșcolari să fie aproape de casă, aproape de locuință.
Și atunci în cartierele acestea se mai construiește o grădiniță și o creșă prima, pentru care vreau să vă spun că am 10 ani de când mă chinui să găsesc sursă de finanțare. De foarte mulți ani mă chinui și nu avem nici la ora aceasta posibilitatea financiară să o construim noi. Ne trebuie creșă cel puțin să avem pentru 100 de copii. Nu poți să faci creșă pentru 20-30 de copii când necesitățile și cerințele tinerilor care nasc copii în comuna Cumpăna sunt atât de mari. Și este importantă această instituție pentru copiii micuți și practic pentru ei ne luptăm. Pentru ei, la ei ne este gândul când deci ne gândim la dezvoltare. Deci să înțeleg că la București să duceți completări. Am depus acele completări. Proiectele urmând să se realizeze prin PNDL, bănuiesc. Prin Programul Național de Dezvoltare Locală, proiecte care au fost acceptate la finanțare, care au fost verificate și în momentul în care urmează, înainte de a te duce să semnezi contractul de finanțare, ele sunt verificate cu boldul. Au trebuit completări, de asemenea, pe care le supui aprobării Consiliului Local și au trebuit predate aceste documente. Aceasta una dintre sarcinile pentru ziua de astăzi, în calitate de ordonator de credite și de primar al localității pe care o reprezint, pentru că de acolo pornesc toate celelalte apartenențe la organismele naționale, internaționale, din care fac parte reprezentând cele 58 de comune ale județului Constanța, deci filiala județeană Constanța, Asociației Comunilor din România, dar și cele 2853 de comune ale României. Astfel, Asociația Comunilor din România, ca și celelalte structuri asociative și celelalte ministere, fac parte din Comitet Național de Integrare a Refugiaților și a Migranților, comitet interministerial care se află la nivelul Secretariatului General al Guvernului, deci practic am participat la o ședință a acestui comitet, unde se pune problema respectării obiectivului și asumării pe care România și-a luat-o în angajamentul pe care și-l-a asumat în fața Comisiei Europene de acceptare pe teritoriul României a unui număr de 6805 refugiați, migranți, da? Ori pentru aceștia trebuie să asigurate toate condițiile civilizate, optime, de integrare. Ce spun integrare? Spun locuință deasupra capului, spun educație, spun sănătate, spun locuri de muncă. Toate acestea sunt un complex de activități, de servicii sociale pe care tu, autoritate sau administrație publică locală, ești prima care iei contactul cu respectivul om. Practic, aceștia sunt oameni care sunt însoțiți de copii, care sunt însoțiți de minori, cărora lipsesc acte de naștere, de identitate, și este un angrenaj întreg de factor, de decizie și de execuție în același timp, care trebuie să se implice. Ori eu am ridicat problema astăzi la Secretariatul General Guvernului privind locuințele pe care trebuie să le asigurăm. Noi nu spunem nu, având în vedere că noi, comunele României, ocupă 80% din teritoriul României și că noi reprezentăm 50% din populația României, vă imaginați că niciun primar nu spune, domnule, eu nu vreau refugiat pe teritoriul meu. Dacă eu știu că n-am acoperiș pentru, deasupra capului pentru ai mei locuitori, pentru cei care sunt acolo, să fie civilizat. Cum pot eu să spun, da, poftiți, veniți la mine, unde, sub cerul liber? Și atunci trebuie să se armonizeze legislația care să permită construirea unor asemenea adăposturi, un asemenea locașuri de locuit cu destinație specială, dar să se asigure și suma de finanțare, sursa de finanțare. Pentru că colegii mei primari la nivelul țării, și au fost și colegi curajoși care au construit, dar au avut posibilități financiare, dar sunt alții care și-ar dori, dar dacă nu au posibilități financiare, de unde? Și bineînțeles că și celelalte privind educația. Copiii trebuie să învețe limba română, trebuie să studieze în limba română, pentru că nu avem la tot pasul profesori de limba siriană, de limba arabă, de limba pakistaneză și așa mai departe. Deci e câte o altă problemă cu care se confruntă România, ca toate celelalte state membre ale Uniunii Europene, și care au obligația de a integra acești refugiați. Este poate o problemă care nu reprezintă o prioritate pentru comunități, exact, pentru comunități, dar ele cad în sarcina primarilor. Primarii sunt cei care nu îndeplinesc această misiune. Ori nu este chiar așa. Primarii vor să îndeplinească și această misiune, dar să le se asigure resurse. Să fie susținut, în primul rând cadrul legislativ și după aceea resurse. Corect. Și acum la ceea ce vă place dumneavoastră mai mult și iubiți mai mult, comuna Cumpăna, da. Și începem cu proiectele în derulare și apoi continuăm cu cele care sunt considerați dumneavoastră că procentul de 100% sigur vor fi realizate la Cumpăna.
Deci o să spuneți, domnule, sunteți nebuni, afară se anunță viscol, se anunță ploaie, se anunță... Deocamdată ceață. Da, deocamdată este ceață, ceea ce a permis să se efectueze lucrări mai departe de pietruire și de asfaltare, chiar în această perioadă și în comun acum până se lucrează la aceste proiecte. Le avem în curs de derulare și ele trebuiesc finalizate. Bineînțeles că m-am lovit de același ghinion care practic mă urmărește pe mine cu neseriozitatea constructorilor în ceea ce privesc lucrările de pietruire și de asfaltare. De data aceasta sunt în balanță. Unii sunt buni, ca să nu spun foarte buni, dar sunt buni și lucrările sunt de foarte bună calitate care știu că vor rezista, iar alții vin din Paște în Crăciun pentru că s-au întins mai mult decât le este plapuma și au venit doar au răscolit puțin și au plecat, pentru că s-au dus pe traseu național. Bună, cum până nu mai reprezintă în interiorul comunei un interes turistic, un interes național, unde să treacă toți șefii și toate cele. Bine, și se eschivează și ca urmare absolut. Faptul că proiectul trebuie îndeplinit într-un anumit ani de zile, așa cum se extind lucrările pe programul național de dezvoltare locală. Deși e logic, doamna prima, dacă ai început un lucru, măcar termină. Și după aia mai lași puțin și iarăși dacă mai faci, dacă eu nu înțeleg, dar ce să înțeleagă locuitorul acela din comună care vede că ai venit, ai dus pe două străzi și când ai ajuns la strada lui, ți-ai luat utilajele și ai plecat, o să spună ce interes a avut acolo, cum de altfel se întâmplă de fiecare dată, m-am obișnuit. Însă este foarte greu să urmărești un proiect de genul acesta, pentru că el are o perioadă de garanție, el are o perioadă pe care trebuie să îl urmărești împreună cu inspectorul de stat în construcții și vii pe două străzi, stai că pe partea cealaltă te muți, că mai are și anul celălalt. Și uitați așa, este greu de îndeplinit, dar decât deloc. Dar vedem partea plină a paharului și spunem și atât, că dacă am fi avut noi fonduri financiare proprii, te-ai fi dus și ai fi făcut cap-coadă tot și nu mai trebuia să te duci să ne milogești de nimeni. Scuzați-mi expresia neacademică, dar cam asta aceasta realitatea. Este. Deci în acest moment se lucrează, și o să spuneți cum, la extinderea rețelei de alimentare cu gaze, de alimentare cu energie electrică și ceea ce trebuie să vă spun este faptul că așa se întâmplă, am luat niște locuitori ai comunei pe care i-am rugat să vină să ne ajute la o activitate pe care o avem de plantare a pomilor în comuna Cumpăna, pe care am făcut-o săptămâna trecută, chiar dacă a plouat. Mulțumesc în primul rând partenerilor noștri de la un supermarket din Constanța, n-am vroie să pronunț nume, însă sunt vecinii noștri alături de comună, unde au finanțat aprovizionarea cu 4600 de pomi, arbori, însemnând tei, castani, însemnând, dacă vreți dumneavoastră, nu salcâmi, tot ceea ce înseamnă pentru parc. Pentru că am pus în parc acești pomi, am pus în spațiile verzi de la centru socio-educativ, deci de la un, în același timp de la un after school, pentru că ne trebuie plămâni în comună. Pentru copiii noștri avem. Și cel mai mult s-au bucurat copiii. Știți ce înseamnă? Să vezi aproape 5-600 pe ploaie. Copilașii mici, de la cei care joacă mini-fotbal, mini-rugby, de la clubul sportiv Victoria Cumpăna. Exact așa spuneau. Eu strigam că ploua și mi-era teamă să nu răcească și părinții, lăsați doamna primar că se călesc. Părinții de data aceasta, mâine joacă fotbal așa în ploaie. Doamne, zic, uite-te, am trăit să văd și clipa în care nu mai vorbesc părinții, primarul ne ia copiii să planteze, ne ia pe copiii să salubrizeze gunoaile comunei. Primarul nu, i-am văzut pe părinții soțindu-și copiii pentru a planta acești copaci pe bunici vese și spuneam, au plecat copiii și am rămas noi adulții. Sincer, încă o dată, asta e dovadă că aveți o comunitate care e unită și care atunci încet, când e vorba încet, de... Nu în totalitate, binele, dar e de ajuns atât. Așa e peste tot. Prinzi curaj și spui, Doamne, nu muncim degeaba. Am pentru cine să fac, să exact. Mă am pentru cine să exact. Mă zbat. Și le mulțumesc pe această cale și vor fi bucuroși când vor vedea acești copaci crescând și dovada sunt ceilalți din parc, dintr-un parc de 5 hectare, pe care tot așa, acum vreo 10 ani, când am amenajat prima dată, am început să amenajăm parcul, ce i-o fi trebuit nebunei acesteia la marginea satului, un parc. Cum ajungem noi la parcul acela? Uitați că se va construi, se va asfalta și drumul până acolo și se vor plimba în acel parc. Este mai frumos. E un proiect al noastră la care se lucrează intens și nu pot să uit, pentru că așa cum am spus data trecută, e un proiect pe care, iată, constanțenii n-au reușit să-l facă, e vorba de complexul sportiv. Așa este, e complexul sportiv, pot să vă spun că este contra cronometru, pentru că avem termen iunie 2018 și ne dorim ca acel complex sportiv să se finalizeze în termen
Și mulțumim lui Dumnezeu că până la această dată constructorul își respectă graficul de execuție al lucrărilor, grafic pe care alți constructori nici pe departe să-l aducă, dar acesta și-l respectă și la cum până cel puțin am învățat. Reziliem contracte. Și ce o să se întâmple? Să mă dea în judecată. Nu ți-ai respectat termenul? Mai bine să plângă ei decât să plâng eu mai târziu. Am învățat și acest lucru. Vreau să vă spun că acest complex sportiv, într-adevăr, va fi la fel de valoros, spun eu, precum campusul școlar din localitate. Campus școlar din localitate care, deși nu are cazați elevi din alte localități în acel internat, internatul este mană cerească, mină de aur, pentru toate celelalte activități, competiții naționale, pe care chiar și internaționale, care le realizăm la nivelul comunei Cumpăna. Și nu spunem doar de competițiile sportive, spunem sau de concursurile naționale sau internaționale de folclor, de muzică ușoară pe care le realizăm la Cumpăna, ci spunem de olimpiade la nivel național, la nivel internațional. Avem în aprilie olimpiada limbilor materne, avem apoi olimpiada la geografie, la nivel național, care se realizează la Cumpăna. Vă imaginați dumneavoastră că există un schimb de experiență aprigă, intensă, la nivel al calității, al și vârfurilor, o competiție extraordinară care îi ambiționează pe elevi, care determină și pe ai noștri cumpăneni să aibă ambiție, să învețe, să se numere prin acei concurenți. Sincer, nimic nu are mai mare importanță decât educația. Educația și tocmai de aceea și Consiliul Local Cumpăna și pentru anul, chiar pe 29 avem ședință de Consiliu Local, la rectificarea de buget, bineînțeles că sunt cuprinse sumele care trebuie să alocate elevilor bursieri, da? Să nu treacă în Sfintele Sărbători, luna cadourilor, fără să primească bursele, pentru că e meritul lor că au învățat, s-au străduit să învețe, precum și dascălii să primească în același timp la zi de contul abonamentelor de transport de la domiciliu spre școală și retur, dar în același timp, conform regulamentului stabilit prin hotărârea Consiliului Local, acolo unde meritele sunt deosebite ale unor elevi la olimpiade de nivel național și profesorii, dascălii lor, pentru că fără aceștia n-ar putea ajunge, da, să fie și lumea lor recompensați. Este, dacă vreți... Ați făcut așa un inventar? Cam despre câte cadre didactice, ca număr vorbesc, ar fi vorba și elevi? Păi 83 sunt cadre didactice de la Liceul Nicolae Dumitrescu din localitate. 264 de elevi sunt bursieri. Dintre cele 83 de cadre didactice, nu pot să vă spun la această oră, dar cu siguranță 10 îi cunosc, care pun suflet și merită cu tot, eu pot să spun, cu tot discernământul de care trebuie să dispui când iei o asemenea hotărâre, merită. Avem și profesori și dascăl, din păcate, care spun, mi-am făcut fotografie, mi-am scris acolo o hârtie, un proiect, uite, am o activitate. Dar fără să urmărești, dar rezultatul unui elevul tău care este? Deci nu mai spunem că nu trebuie să avem doar vârfuri, trebuie să avem 80% dintre elevi, dacă nu 90%, care să poată să facă față cerințelor actuale. Însă eu sunt convinsă că fiecare, și trebuie să respect pregătirea profesională a fiecărui dascăl, pentru că nu este calitatea mea de a aprecia care este pregătirea unui dascăl, însă rezultatele elevilor vorbesc de la sine. Avem o doamnă profesor și mie mi-este dragă această profesoară care spune realitatea, o cheamă Deleanu, profesor de fizică cu experiență la Cumpăna, și care spune, doamna primar, nu vă mai amărâți sufletul și nu mai plângeți atâta, că ai noștri copii nu au rezultate, că nu au. Păi dumneavoastră spuneți așa, dacă din doi copii care s-au prezentat la BAC, n-au luat niciunul, păi e zero. Dar gândiți-vă că la licee, din doi, da? La liceele, nu știu de unde, s-au prezentat, îi spun media și procentul din 20. Exact. Da.
Deci de ce nu urmăriți și așa? De ce nu vreți să vedeți că și noi avem copiii noștri care sunt vârfuri la liceele din Constanța? De ce nu vedeți? Da, dar nu-i de ajuns să avem doar vârfuri. Eu spun așa, nu știi ce să pui. Știți cum este vorba? Doamne, Doamne, să fiu sănătos. Că dacă sunt sănătos, pot să fac de toate, le pot duce pe toate. Doamne, și dacă avem copii sănătoși și needucați, unde suntem? Unde ajungem? Deși ei ne trebuiesc și sănătatea și educația în egală măsură puse pe același taler. Foarte pe scurt, pentru că tot ați avut în discuție cu sănătatea. Ce se mai întâmplă la centrul de permanență de la Cumpăna? Deci, centrul de permanență medicală de la Cumpăna are activități care sunt dedicate elevilor care necesită consiliere în grup, consiliere individuală. În continuare solicităm medici care să poată să vină să stabilească cabinetele acolo cu program permanent, nu să vină o dată la lună, o dată la săptămână, așa cum sunt cabinetele medicilor de familie care sunt dotate, așa cum funcționează centrul de permanență medicală. Ați luat legătura cu cei de la Direcția de Sănătate Publică? Absolut, absolut, absolut. Dar dumnealor, cum sunt în alergare după pacienți care să plătească, să achite, spuneți, consultațiile, eu am solicitat medicilor care vin la Cumpăna să aibă în rezervă și locuri care să fie pentru cazurile sociale. Ei, acest lucru deranjează. Nu se poate, fără să asiguri. Noi cu voluntariatul și cu simțul civic stăm ca prost, din păcate. Absolut. Dar, încet, încet, am învățat că trebuie să ai răbdare și să nu arunci așa de prima dată. Ai venit tu poptim, ia tu spațiul acesta la cheie. Folosește-te de el și să aducă beneficiu doar în buzunarul tău. Nu! Trebuie să aducă beneficiu și în buzunarul sănătății, la sănătate mă refer, a populației din localitate care are venituri mici, are o pensie de nu-și poate plăti drumul de colo-colo să ducă la cabinetele din Constanța, sau părinți care au 4 copii și nu pot să ducă pentru toți, nu spun doar 4, și nu pot să ducă și să poată asigura. Îți poți programa tu, domnule doctor, doamnă doctor cu specialitate, dar și cu suflet mare, care ai jurat că vei face pentru sănătate și pentru a pacienților totul. Trebuie să avem și aceste cazuri. Și vreau să vă spun că toate acestea nu fac altceva decât să meargă, încă o dată spun, spre beneficiul locuitorilor. Încet, încet, nu s-au văzut rezultatele la început, nu s-a văzut, dar de ce ne este necesar? Dar de ce o construcție ca aceasta? Dar de ce? Păi de ce o acesta? Nu construiești doar astăzi pentru astăzi și nu pentru că este gâjuas primar. Poate să fie pentru următorii 50 de ani. Așa cum au fost, eu am și spus-o, nu să ajungem ca celălalt dispensar medical sătesc, care avea același dulap de 50 de ani de când mă născusem eu, că doar de acolo îl știu, și nu știam cum să-l luăm de acolo, sau îmi spunea cineva, zice, scoateți scaunele acestea jerpelite și de toate că le-ați făcut, încă o dată le-ați tapisat, dar tot sunt urâte, scoateți-le. Așa trebuie să gândim, doar să aducem condiții civilizate. Și când spun de condiții civilizate, ne referim mai departe la construcțiile Habitat for Humanity, construcții care merg mai departe pentru oamenii care, locuitorii comunei, care au depășit de mult vârsta de 35 de ani și nu mai pot să beneficieze de locuințe ANL, și atunci, prin propriul aport la construcția proprii case, pot să beneficieze, să-și construiască locuință. Proiect care se desfășoară în continuare. Lucrăm mai departe la proiectul de eficientizare a liceului, o parte din clădirile liceului Nicolae Dumitrescu, construite în anul 1975, care înseamnă mult pentru noi, pentru că nu numai izolarea și din nou anveloparea pereților, schimbarea acoperișului, aceea este baza, care necesită o valoare foarte mare. Se lucrează la acest proiect da, în momentul de da, față? Da, da, în momentul de față. Și pe când ar față? Trebui să se finalizeze? Tot la anul, dar la anul în noiembrie ar trebui să fie finalizat deci, acel într-un proiect. An ar într-un an. Se lucrează mai departe. Acum a fost... au fost cerute clarificările la alegerea și adjudecarea constructorului pentru extinderea grădiniței Sfânta Maria din localitate prin program operațional regional, proiecte care trebuiesc să se desfășoare la nivelul localității. Prin program național de dezvoltare rurală este de fapt acest proiect. Prin program operațional regional este cel de eficientizare. Ce trebuie să vă mai spun este că la nivelul Comunei Cumpăna, în acest moment, încercăm să vedem, am inaugurat, putem să spunem, și laboratorul de limba turcă din campusul școlar, pe care l-am realizat în parteneriat cu asociația TICA din Turcia,
asociație care a inaugurat și a realizat laborator de limbă turcă și în centrul comunei, în spațiul băncii, școlii băncii mondiale. Sunt active, toate sunt proiecte, proiecte, proiecte. Ele sunt baza. Eu am spus ca primar, deci niciodată... Deci să spune că la cum până e un șantier este, dezvoltat este. Pe toate și totuși, direcțiile. Și totuși, nici pe departe... Ce v-ați mai dori, doamna primar? Nu asigurăm... Păi ce mi-aș dori, doamne? Să pot să duc canalizare, să pot să ducem rețeaua de canalizare pe toate străzile pe care le-am asfaltat, dar de sub nu au canalizare. Nu puteam să pierd banii de asfaltare, având în vedere că nu se știe dacă această canalizare va începe în 2018 sau abia în 2019. Motiv pentru care am riscat să mă duc să scot acele străzi din noroaie, nu se putea să merg mai departe și să nu pierd acei bani de pietruire și de asfaltare, urmând ca după aceea constructorul care vine să aibă sarcină grea, să construiască rețeaua de canalizare cu mare grijă și să aducă la starea de astăzi, adică cu asfalt, acele drumuri pe care trebuie să lucrăm. Este cea mai grea povară a mea, aceasta a drumurilor, cine se va încumeta la aceasta a drumurilor din localitate. Însă toate aceste activități, toate aceste acțiuni merg mai departe, repet, în concordanță cu taxele și impozitele locale pe care noi le vom stabili în hotărârea Consiliului Local în data de 29, unde propunerea mea a fost aceea ca aceste taxe și impozite locale să revină, să rămână la nivelul celor stabilite în chiar an, dacă pentru bugetul anul se 2017. Reduce, chiar dacă, având în vedere echilibrul cu care trebuie să privim lucrurile și nu suntem o administrație publică locală care să doarmă și să nu muncească la încasarea taxelor și impozitelor, prefer să încasez la nivelul acesta, da, 100% taxele și impozitele locale, decât să aprob pe hârtie taxe și impozite împovărătoare pentru populația comunei și să nu am procent de încasare decât 50%. Deci le judec cu, zic eu... Să știți că am auzit primar care, după aceste decizii de ultimă oră, acum privind fiscalitatea, deja au anunțat că vor majora taxele. Deci eu îmi asum acest risc, îmi asum acest risc. Dar am auzit risc, într-adevăr și primar care... Îmi asum acest risc de a fi real și de a încerca să spun dacă la nivel național nu există posibilitatea asumării, ducerii la îndeplinire a tuturor angajamentelor luate față de Comisia Europeană, de Uniunea Europeană, eu, la nivel de comună, cum voi reuși să pun pe spinarea oamenilor, pe spatele oamenilor, niște taxe și impozite pe care ei să nu le poată duce? De ce să nu încasez eu 100%? Pentru că așa va fi dezbaterea. Așa va... Deci, oameni buni, așa am făcut, așa am gândit. Asta putem face. Dar ele trebuie duse la bun sfârșit. Pe final, mai avem doar 8 minute din această emisiune, din păcate. Vreau să-mi spuneți care ar fi speranțele și dorințele vis-a-vis de Consiliul Județean. Pentru că parte dintre finanțări pentru dezvoltare locală ar trebui să vină și de la Consiliul Județean Constanța. Speranțe și dorințe sunt multe, însă în momentul în care am înaintat către Consiliul Județean Constanța solicitare pentru susținerea cofinanțării acestor proiecte, mi s-a spus scurt: doamna Gâjul, nu se poate să dăm la cumpăna, toți primarii sar în sus, cumpăna și numai cumpăna. Deci și eu atunci am ripostat: de ce doar cumpăna? Puneți dosarele, proiectele pe masă care se află în implementare, care se află în implementare și verificați dumneavoastră și atunci oferiți sprijin cu prioritate acelora care au proiecte. Perfect, normal, firesc. Așa este gândirea mea. Că stau și mă plâng că nu mi se dă, dar eu nu fac niciun proiect, eu nu mă duc să alerg pentru niciun proiect, aștept să mi-l aducă cineva la masă, să mi-l aducă cineva, nu mai sunt de acord. Deci, repet, exact, acesta a fost principiul meu. Și ca să se spună, păi de ce cumpăna? Păi pentru că eu am spus, nu vreau nimic ce nu mi se cuvine. Vreau ce trebuie pentru această localitate. Și dumneavoastră, am și spus încă, nu știu, nu mă deranjează că nu vin în localitate să vadă ce se face, cum se face. Că nu vreau eu neapărat să văd ochii, nu știu, cărui conducător. Da? Sau nu știu cărui parlamentar, indiferent de culoarea politică, indiferent. Da, pentru că acum se întâmplă, deci trebuie să colaborăm, să comunicăm pentru a aduce plus valoare în județ. Poate pot veni să vadă la fața locului exact ce se lucrează, deci, și cum se lucrează, tocmai ca să vedea, să aibă susținerea. Deci poate să spună, domnule, dumneata poate că ai greșit când ai cerut atâția bani, nu meriți. Să mi se spună că nu.
Pentru că nu iau pentru gâjul, nu-i cer pentru gâjul acasă, îi cer pentru comunitate care are nevoie încă mult mai mult decât până am realizat până în acest moment. Încă mult mai deci mult. Deci înțeleg că până acum ați avut solicitări, dar ați foarte puțin, foarte puțin în comparație cu ceea ce, ce este nevoie. Cu ce este nevoie. Dar la nivelul județului Constanța sunt 70 de unități administrative teritoriale și au nevoie toate. Nu chiar, că unele nu fac nici urmă de proiecte, din păcate. Eu nu știu dacă o fi chiar așa, că nu poți să fii primar care să nu faci proiect. Ei, n-ai cum poți să stai odată. Dar, concomitent cu aceste acțiuni și cu aceste activități, vreau să vă spun că avem multe activități care sunt de suflet pentru luna decembrie. Și cea mai importantă și cea mai importantă pentru noi românii toți este 1 decembrie. 1 decembrie pentru că centenarul... Am văzut pe pagina de Facebook, deja ați postat absolut, invitația. Absolut. Și cei mai buni ambasadori ai Comunei Cumpăna, fiind copiii, elevii, copiii de la cele două grămițe, elevii liceului, au pregătit spectacol dedicat zile de 1 decembrie, zilei României, cu toții să spunem la mulți ani România, în centrul Comunei, în fața celor două monumente, la mulți ani români, oriunde s-ar afla aceștia, oriunde s-ar afla și sufletul le plânge că și-ar dori să fie acasă. Știu lucrul acesta cu siguranță. Apoi, recompensa veteranilor de război de la nivelul Comunei, care este un atribut al administrației publice locale și nu mai sunt decât doi în viață. E deja o tradiție. După 1 decembrie, după 1 decembrie, care pentru mine este sărbătoarea noastră a tuturor românilor, așa cum și Sfântul Crăciun este sărbătoarea tuturor creștinilor ortodoxilor, urmează Sfântul Nicolae, unde noaptea de 5 spre 6 vom aprinde luminițele și bradul din localitate pe care îl vom împodobi așa în comună. Nu avem noi posibilitatea să facem așa. Și vine și Moș Nicolae pentru copilași. Și vine și Moș Nicolae, va veni Moș Nicolae pentru copilașii de la clasele, de la grădinițe, cele două grădinițe și de la clasele 0-4, pentru că noi avem deja 1100 de copii în aceste, numai în acest sistem. Dar va veni Moș Crăciun pentru toți cei 1800 de copii de la nivelul Comunei, cu instituțiile de învățământ, plus mai avem persoane cu dizabilități, copiii de la cantină, deci sunt 2000. Moș Crăciun când va veni? Moș Crăciun, împreună cu școala, stabilim să fie până în vacanță, ca să nu le strităm copiilor vacanța și să aibă puterea să se bucure. Ce trebuie să mai știți? Că în același timp, în sfântele sărbători, se vor bucura bătrânii cu pensie minimă, cu pensie mică, pragul pensiei, dar și persoanele cu dizabilități, pentru că către acestea trebuie să ne îndreptăm noi cel mai mult atenția. Și de ce nu mulțumesc încă de acum partenerilor noștri, le spun partenerii mei de suflet, organizații non-guvernamentale, oameni cu suflet mare, vă mulțumesc că încă de pe acum v-ați îndreptat pașii către Comuna Cumpăna și este colectivul de dascăli împreună cu elevii și părinții de la școala 39 care au venit și au adus tone de fructe, de alimente, la cantina socială de la Biserica Sfânta Cuvioasa Parascheva acum 3 zile. Mulțumesc, dragi copii, dragi părinți ai școlii generale 39 din Constanța, mulțumesc doamnelor directori care au venit împreună și au pus pachetelele cu mâna lor pe mesele din cantină, ba vreau să stea să le punem și în cămară. Vreau să vă spun că este cel mai mare sprijin și eu îndemn ca aceste activități să se facă către toate localitățile care au nevoie. Dragi colegi primari, nu e niciun fel de cerșit atunci când te duci și aduci o organizație non-guvernamentală în comuna ta, unde familiile care au nevoie de sprijin primesc. Eu, administrație publică locală, n-am puterea financiară să mă duc să duc la fiecare copil acasă. Și la, că avem... Spus de asta, așa e creștinește, doamna Grijă. Da. Și atunci mă bucur de acest parteneriat. Mame care iubesc copiii, mame singure, mame fericite, există fel și fel de ONG-uri în Constanța, All Vision, de la care am pornit cu acest parteneriat, este temelie. Primii trei pași în viață, Holtul. Deci m-am bazat foarte mult pe aceste parteneriate și nu-mi pare rău. Și nu-mi pare rău pentru că ele vor aduce bucurie mult mai multă în ochii oamenilor, copiilor mai ales. Dar de ce nu? Și ale bătrânilor, cărora nu le mai deschide nimeni ușa. Ce trebuie să spunem, din păcate? Trebuie să spunem că nu primarul singur realizează aceste activități, ci cu echipă, o echipă de oameni cu suflet mare, fie funcționarii publici din cadrul primăriei, chiar dacă se spune și sunt destui care spun, în fișa postului meu la angajare nu scrie să fac acțiune de Moș Crăciun, de Sfântul Nicolae, am avut și asemenea colegi,
a crezut că dacă a venit de pe funcția de director de nu știu în ce instituție la primăria Cumpăna, cum să car eu sacii cu jucării să mă duc să dau la copiii de grădiniță de la Cumpăna? Da, de asta te bucură. Am încremenit, nu face am încremenit. O doamnă care a fost director și a lucrat cu copiii și mai ales cu copiii cu dizabilități. Ciudat. Atunci te întreb, care e adevărata fața omului? Exact. Și mai ales colegilor consilieri locali care au avut discernământul și înțelepciunea, indiferent de culoarea politică, să aprobe aceste proiecte și nu doar să critique sau în ședință să spună nu, doar pentru că era votat proiectul sau supus aprobării de un primar social-democrat. Principiile social-democrate sunt bune, sănătoase, dar în același timp, repet, sunt cu discernământ, așa, în funcție de nevoile localității. Doamna Găjiu, eu vă mulțumesc extraordinar de mult și cu siguranță vă mult de pe acum în direct o promisiune că luna viitoare ne revedem ca să facem un bilanț al ceea ce s-a întâmplat în acest an la Cumpăna și mai ales să văd care este agenda de priorități pentru anul viitor. Sunt nu, radiografia zilei vă propun eu să o faceți la Cumpăna și să stați de vorbă cu oamenii și să stați de vorbă în comună și abia atunci veți vedea care este bilanțul. Nu doar da, primarul să vină aici. E o provocare, vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult. Încheiem aici ediția în această seară. La mulți ani în România. Da, putem să spunem de pe acum la mulți ani români. Pregătiți-vă pentru acea zi. Eu vă spun bună seara și celor care ne urmărim mai ales edili, le spun, luați aminte, se poate guverna și social-democrat, dar trebuie să știi să o faci așa cum trebuie. O seară bună, ne revedem mâine 20:30 cu alte subiecte și desigur alți invitați. La revedere!